dimineață împreună în casa Domnului și de aceea zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, pe cei care ați ales să petreceți această dimineață în casa Domnului, unde suntem împreună între noi, frați, și suntem în părtășie cu Domnul nostru Iisus Hristos, pe care de mai bine de o oră și jumătate îl slăvim, îi aducem mulțumiri și îi aducem rugăciuni, așa cum se cuvine să o facem în casa Domnului. Vă rog să vă ridicați în picioare, pentru că vreau să citesc câteva versete, mai exact 4 versete din Sfânta Scriptură, pe care le voi folosi ca pretext pentru cuvântul de învățătură din această dimineață. Deci voi citi din Evrei, capitolul 13, versetele 20 și 21. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Și voi mai citi două versete din Ioan, capitolul 14, versetele 27-28. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că m-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubit, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, că Tatăl este mai mare decât mine. Luați loc. Sunt sigur că ați intuit că în cuvântul meu de învățătură mă voi referi la pacea lui Dumnezeu. Și prin această învățătură voi continua un ciclu de învățături pe care l-am început atunci când am vorbit despre voia lui Dumnezeu, am continuat și am vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu și acum vreau să vorbesc despre pacea lui Dumnezeu. Dacă vă amintiți bine, fratele Matei a vorbit nu demult despre pace ca roadă a Duhului Sfânt. Eu o să vorbesc astăzi ca pacea lui Dumnezeu din cu totul altă perspectivă și mă voi referi în mod concret la trei lucruri. În primul rând, voi vorbi despre semnificația cuvântului pace, ce înțelegem practic prin pace. În al doilea rând, mă voi referi la distrugerea păcii și în al treilea rând, voi vorbi despre restaurarea păcii. Pentru că Dumnezeu a îngăduit distrugerea păcii și tot Dumnezeu este Cel care a îngăduit și restaurarea păcii. Deci, care este semnificația cuvântului pace? Cuvântul pace este sinonim, este identic cu cuvântul din Biblia evreiască Shalom. Și în Biblia evreiască, Shalom are o semnificație complexă, în sensul că el nu se referă doar la absența războiului sau a conflictului între popoare sau între țări. Cuvântul Shalom în Biblia evraică înseamnă armonie, plinătate, siguranță, bunăstare și succes în tot ceea ce întreprinde omul sau întreprind oamenii în societate. De aceea, și cuvântul pace are o semnificație complexă, o semnificație care se aseamănă, se identifică aproape chiar cu înțelesul cuvântului Shalom. De aceea, în diferite versete pe care le-am găsit în Sfânta Scriptură,
ni se spune clar care este semnificația cuvântului pace. În primul rând, cuvântul pace se referă la liniștea în relațiile internaționale sau la pacea între popoare care o vreme s-au aflat în război. Această semnificație a cuvântului pace o găsim în 1 Împărați, capitolul 4, versetul 24. Stăpânea peste toată țara din coace de râu, de Atif, Saș, până la Gaza, peste toți împărații din coace de râu și avea pace pretutinde de jur împrejur. Deci nu era stare de război, era pace între toate popoarele de jur împrejur. În al doilea rând, pace înseamnă starea unui popor aflat în liniște și prosperitate, tot datorită absenței războiului. Și această semnificație a cuvântului de pace o întâlnim în 1 Cronici, capitolul 22, versetul 9. Iată că îți va naște un fiu care va fi un om al odihnei și căruia îi voi da odihnei zbăvindu-i de mâna tuturor vrăjmașilor lui de jur împrejur, căci numele lui va fi Solomon, care înseamnă pace, și voi aduce peste Israel pacea și liniștea în timpul vieții lui. În al treilea rând, pacea poate fi înțeleasă ca plinătate și armonie în familie. Și această semnificație a cuvântului de pace o găsim în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 15, dar o găsim și în alte multe versete. Machir a luat de nevastă pe sora lui, numărul 1 Corinteni. Cronici. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Deci pace în familie. În al patrulea rând, pacea poate să se repere la sentimentul de plinătate și de bunăstare a unei persoane. O persoană care are o existență lipsită de orice griji. Pentru că n-are nicio problemă cu nimeni. Nici cu neamuri, și nici cu vecini, nici cu prieteni și nici cu concetățenii în mediul în care trăiește. Și această semnificație o găsim în mai multe versete, o găsim și în Iov, o găsim și în Psalmul 4, versetul 8. Și în al cincilea rând, deși cuvântul pace nu apare în Geneza, în Geneza este descrisă o lume într-o stare de armonie desăvârșită, într-o stare de pace desăvârșită. Dumnezeu a creat o lume în pace și această lume a trăit în vremea începutului creației în bună stare, armonie și pace. Această stare de pace, de liniște, de armonie, o găsim descrisă în multe versete de la începutul Genezei și voi citi doar Geneza 1:31. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi o dimineață, aceasta a fost ziua a șasea. O lume desăvârșită, o lume în plină armonie. Deci, acestea ar fi câteva definiții ale termenului de pace, așa cum apar aceste definiții în mai multe părți ale Sfintei Scripturii. Și am ajuns la a doua parte a învățăturii despre distrugerea păcii. Pacea a fost distrusă, ne spune Sfânta Scriptură, de neascultarea lui Adam și Eva. Pentru că această neascultare a introdus în lumea creată de Dumnezeu păcatul și astfel, prin păcat, s-a distrus armonia, s-a distrus buna înțelegere, s-a distrus
tot ceea ce a creat inițial Dumnezeu. Atunci când Adam și Eva au păcătuit, ei au simțit imediat că au contribuit la distrugerea păcii. Și aceasta pentru că ei s-au simțit imediat rușinați de fapta pe care au comis-o. De aceea ei s-au ascuns din calea lui Dumnezeu și totodată ei și-au pierdut și pacea lor interioară. Pentru că ei au trăit între ei într-o armonie la începuturile lor și de asemenea au beneficiat de o pace interioară pe care au manifestat-o în relațiile cu minunile create de Dumnezeu acolo unde și-au dus ei la început viața și existența. Păcatul lui Adam și Eva a nimicit relația lor armonioasă cu Dumnezeu și apoi au început să se teamă de Dumnezeu. Și această teamă o găsim exprimată frumos în Geneza 3:8. Atunci au auzit glasul Domnului care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Până atunci, ei au avut o relație intimă cu Dumnezeu. Nu s-au ascuns, s-au arătat roși de viața pe care o aduceau, dar conștienți că au păcătuit, s-au ascuns de fața lui Dumnezeu după pomii din grădină. Prin neascultarea lor, Adam și Eva au distrus și relația armonioasă dintre ei. Adam a început să o acuze pe Eva că l-a îndemnat la păcat. Și prin acel gest a apărut de atunci discordia dintre bărbat și femeie. Și această discordie a continuat în toată istoria omenirii și ea se manifestă inclusiv în zilele de astăzi și nu numai că se manifestă, este de mare amploare. Pentru că, dacă ne uităm în lumea care ne înconjoară, astăzi, peste 25% din cuplurile tinere care se căsătoresc, după nici 5 ani, se despart. Există statistici îngrijorătoare la viitorul familiei dacă evoluția va continua astfel. Neascultarea lui Adam și Eva a dus și la distrugerea armoniei dintre om și natură. Pentru că, înainte de păcat, Adam lucra cu bucurie în grădina în care el trăia, așa cum aflăm din Geneza 2:15, și cum știm, umbla bucuros și liber între animalele care se aflau în această grădină. După păcat, Dumnezeu a pus o vrăjmășie între Adam, Eva și șarpe, cum știm, și totodată a pus o vrăjmășie, o dușmănie față de muncă. Pentru că munca a început să fie socotită de om ca fiind cea care aduce sudoare, aduce chin, aduce trudă și astfel oamenii au început să cunoască
dușmânia, vrăjmășia față de natura care îi înconjoară și care îi îmbie pe oameni să muncească. Nu doar că îi îmbie, ci chiar îi și obligă. Dar am spus de la început că Dumnezeu a fost cel care a admis distrugerea păcii, dar tot Dumnezeu este cel care a fost cel care a plănuit și a realizat, a înfăptuit restaurarea păcii. Istoria redobândirii păcii este, de fapt, istoria răscumpărării în Iisus Hristos. Cum știm, cel care i-a îndemnat pe Adam și Eva la păcat a fost Satana. Și restaurarea și distrugerea păcii a fost cea care a fost inițiată de către Satana și de către cel care i-a permis Satanei să acționeze în așa fel încât Adam și Eva să păcătuiască. Restaurarea păcii trebuie să însemne, trebuie să ducă la nimicirea Satanei. La nimicirea Satanei și la nimicirea cohortei de demoni care însoțește astăzi și care ne îndeamnă astăzi să păcătuim în continuare. Promisiunile din Vechiul Testament legate de devenirea lui Mesia erau, de fapt, promisiuni ale instaurării și reinstaurării păcii. Aceste promisiuni le găsim scrise în multe versete ale Vechiului Testament și în cărțile mai multor profeți. David a prorocit că Fiul lui Dumnezeu va stăpâni toate neamurile și această idee o găsim exprimată în Psalmul 2, versetul 8. Cerul și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Isaia îl numește pe Mesia, care urma să vină, Domn al Păcii. Mica ne spune, în Mica 5:5, el va fi pacea noastră când va veni asirian în țara noastră și va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui 7 păstori și 8 căpetenii al poporului. El va fi pacea noastră. Și găsim astfel de expresii și în cărțile altor proroci. Dar să ne amintim un lucru cunoscut și anume acela că la nașterea lui Iisus Hristos îngerii au vestit că pacea lui Dumnezeu a venit pe pământ. Luca 2:14. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Iisus, pe mai multe rânduri, s-a arătat gata să-l înfrunte pe Satana și dacă ne amintim bine din Sfânta Scriptură, chiar l-a înfruntat atât de puternic încât Satana a fost umilit de înțelepciunea
și de puterea lui Iisus Hristos. Iisus a lăsat ucenicilor săi, așa cum am citit, moștenire, pacea sa. Am citit versetul din Ioan 14:27. În Romani 5:1 mi se spune că Iisus Hristos ne socotește neprihăniți atunci când avem credință și când avem pacea lui Dumnezeu. Așadar, Iisus Hristos a venit ca Domn al Păcii, ne-a adus pacea, l-a înfruntat pe Satana și s-a străduit să-l înlăture din calea celor care s-au apropiat de El prin credință și neprihănire. Iisus Hristos ne-a îndemnat și ne îndeamnă în continuare să credem în puterea învățăturii sale, să credem în El, să avem ascultare de învățătura sa, să ne rugăm pentru pace și Iisus Hristos ne îndeamnă să căutăm pacea și să trăim în pace, în primul rând, ca între noi, ca frați, și apoi să trăim în pace cu toți oamenii cu care noi avem anumite relații. Deci, pacea lui Dumnezeu trebuie să căutăm în continuare prin apropierea noastră de Iisus Hristos. El este Cel care ne va aduce pacea, ne va aduce armonia, ne va aduce înțelegerea, ne va aduce armonie în familie și ne va ține aproape de Dumnezeu. Închei cu ultimele cuvinte din Sfânta Scriptură, spunându-vă: Harul lui Dumnezeu să fie cu voi cu toți. Și cu cuvintele: ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, pentru că ați ales să fim împreună în această dimineață între noi și în părtășie cu Domnul nostru Iisus Hristos, pe care, așa cum am știut și am putut, am fost în stare să-L lăudăm, să-L slăvim, să îi aducem mulțumiri și să ne rugăm ca El să fie mereu ocrotitorul nostru și a familiilor noastre. Încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă aducă și de seară în casa Domnului ca să petrecem împreună în părtășie cu Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze.